Ziua 409. Astăzi, cele mai multe știri vin din Est. Aici, după ce au dezvăluit că ucrainenii aprovizionează Bahmut prin tuneluri, forțele Wagner au decis să nu mai încerce să taie autostrăzile și s-au concentrat asupra orașului. Totuși, în momentul în care rușii au fost împinși de pe drumuri, ucrainenii au trimis mai multe grupuri de tancuri în Bahmut și le-au folosit pentru a demola străzile pe care rușii au reușit să le cucerească. Ultima dată v-am spus că ucrainenii au fost împinși din pozițiile lor de-a lungul râului și că luptele s-au mutat mai aproape de centrul orașului. V-am mai spus că s-a speculat că ucrainenii nu plănuiesc să lupte aici mult timp, pentru că au pregătit principala linie de apărare de-a lungul căilor ferate. Cele mai noi rapoarte sugerează că aceste speculații au fost corecte. Imagini recente de luptă, publicate de un corespondent de război rus, dezvăluie că forțele ruse au ajuns deja pe strada Sibirceva. Puțin spre sud, rușii au trecut de stadionul Metalurg și au ajuns deja pe strada Kovalska. Imaginile de luptă din această parte a orașului arată că rușii încearcă să se apropie de căile ferate. Când vine vorba de stadionul Avangard, unde în urmă cu două zile am văzut și lupte intense, aici rușii nu au reușit să avanseze și se află în continuare la sud de strada Kovalska. Într-o filmare recentă, un soldat rus descrie o situație la o stație, spunând că unitatea sa nu se poate mișca deoarece ucrainenii au stabilit controlul focului asupra zonei cu tancuri. Și acest lucru nu este surprinzător. Surse ruse raportează de săptămâni întregi despre mutarea tancurilor ucrainene la Bahmut. Mai ales după ce ucrainenii au efectuat primul contraatac major lângă Ivanivske și au împins pe ruși de pe deal. Acest lucru a permis ucrainenilor să trimită grupuri mici de tancuri pe autostrada Kostiantinievkei. Și să intre rapid în Bahmut dinspre sud, fără amenințarea de rachete ghidate antitank. Tancurile sunt foarte de temut în războiul urban. Rușii pot petrece săptămâni pentru a stabili controlul total asupra unei străzi. În timp ce un atac brusc de tancuri demolează tot ce a ocupat rușii în mai puțin de un minut. Și cu abundența de garaje, depozite și foste supermarketuri, este foarte ușor să se ascundă odată ce se întorc dintr-o misiune. Rușii încearcă și ei să folosească tancuri. Brigada 93 mecanizată ucraineană a arătat ce a rămas din tancurile lor după o întâlnire cu tancurile ucrainene. Bineînțeles că sunt și tancuri ucrainene distruse, mai mult în partea centrală a orașului. Cu toate acestea, în războiul blindat, la fel ca în luptele de infanterie, aceeași axiomă rămâne. Aparatorul are avantaj. În cazul nostru, aparatorul, ucrainenii, se pot ascunde după case. Rușii nu pot folosi aceeași tactică și sunt nevoiți în primul asalt să distrugă casele. Pentru a putea nivela terenul de luptă, în ghilimele semiliterale, în a doua întâlnire. Ucrainenii, la rândul lor, nu trebuie să facă asta. Și odată ce înțeleg că poziția este pierdută, pot lansa un tank și demola pozițiile rusești. Vă mulțumesc frumos că m-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă rog frumos să mă ajutați cu un like sau puteți să vă abonați la canal dând un click pe steagul din dreapta. Sper să ne auzim și mâine, să păstrăm inițiativa!